O asistentă medicală este suspectată de delapidarea averii străine, potrivit oamenilor legii din Bălți, suspecta fiind responsabilă de includerea în tabelele de pontaj a orelor de muncă a angajaților medicali în interes material și personal, a organizat o schemă frauduloasă de delapidare a mijloacelor bănești de la angajații unei secții din cadrul dispensarului. Astfel, femeia sistematic estorca între 500 și 1000 de lei de la asistente medicale și infirmiere sub pretextul includerii orelor suplimentare de muncă în tabelele de pontaj, care de facto nu erau efectuate de către angajații secție. Dacă va fi găsită vinovată, suspecta riscă să stea după gratii până la 6 ani.